Hei, dragii mei, mă bucur să ne revedem din nou la un tutorial, să zicem, interesant pentru majoritatea celor care sunt începători și vor să afle mai multe lucruri despre embosări cu ajutorul prafului de embosare. Pentru această tehnică, în mod cert, aveți nevoie de un pistol heat gun care suflă aer fierbinte și vreau să vă spun un lucru care este foarte important. Nu este același lucru cu uscătorul de păr. Diferența este enormă. De exemplu, la uscătorul de păr puteți să puneți mâna foarte aproape de suflantă. Însă, la acest aparat, sub nicio formă, pentru că puteți să provocați arsuri foarte grave. Există pe produs foarte multe avertizări. Trebuie să vă luați mai multe metode de precauție, să vă obișnuiți să lucrați cu aparate de genul acesta. Și, în primul rând, să aveți grijă să evitați accesul copiilor la ele. Pentru tehnică, aveți nevoie de prafuri de embosare. Pe piață există mai mulți producători. În România încep să apară din ce în ce mai multe variante și bineînțeles că și la acestea diferă foarte mult calitatea. Se pot face mai multe tehnici sau variante de embosare, adaptând tipul de praf de embosare, pentru că sunt unele care au granulații mai mari și altele cu granulații mai mici. Nu confundați cu glitterul, cu sclipiciul. Nu este același lucru. Acest praf de embosare este un polimer termosensibil, un plastic care se topește pe suprafața pe care a fost aplicat datorită acestui pistol fierbinte. Însă, pentru fixarea lui, obligat aveți nevoie de un adeziv. În tehnică se pot folosi adeziv tip PIX sau tip tușieră, clear embossing pad. Deci aceasta este fără culoare, el are îmbibată o substanță lipicioasă, transparentă. Și se pot folosi și anumite tușuri din tușiere cu condiția ca acestea să fie cu o consistență grăsoasă. Aceste prafuri se pot aplica pe multiple suprafețe și tocmai aseară am aflat de la prietena mea, Laura Dumbravă, că a testat chiar și pe sticlă, ceea ce m-a surprins și abia aștept să văd ce a realizat ea, lucrarea ei. Mi se pare interesant pentru că sticla sub pistolul fierbinte, în mod normal, ar fi trebuit să cedeze, să crape. Să începem câteva experimente. Așadar, voi folosi carton alb de 250 de grame, lucios, ușor lucios, și tușiera cu adeziv transparentă. Deci puteți să găsiți diversi producători. Să aleg, de exemplu, praful verde și o frunză, o ștampilă din silicon, un bloc acrilic. Folosiți ca la o ștampilă normală.
insistați puțin ca să se atingă toate suprafețele ștampilei. Presați bine. Practic, nu știu dacă este vizibil la cameră, este transparent suprafața ștampilată. Voi folosi o tăviță pe care am pus o coală de hârtie îndoită în patru. Se presară bine. Cu cât granulația este mai fină, cu atât veți obține rezultate mai clare pentru ștampile cu linii subțiri. Iată. Surplusul îl puteți îndepărta ușor cu ajutorul unei pensule. Există pe piață deja săculeț antistatic cu care se freacă suprafața de hârtie pentru a nu se lipi sclipiciul decât acolo unde avem nevoie. Adunăm surplusul și îl turnăm înapoi în borcanel. Totul se recuperează. În cazul în care cartonul este prea mic, ca să nu vă ardeți la mâini, vă sugerez să folosiți o placă de lemn sau învelită în staniol și o clemă. Iată cum arată, cum ar veni crud. Și acum vom arde folosind pistolul fierbinte. Observați cum se topesc particulele. Trebuie să aveți grijă să nu ardeți prea tare decorul obținut. S-a format o peliculă ca o poșghiță de sticlă lucioasă. Există variante colorate sau transparente din embossing powder. Și fixarea este definitivă. Să mai facem câteva încercări. Am aici o felicitare a cărui text este mai mare și a putut mai gros și a putut fi realizat cu ajutorul prafului de embosare. Și am această suprafață care a fost embosată cu o folie Sizzix, un folder Sizzix de embosare și apoi aplicat praf de embosare și ars. Metoda aceasta vreau să o împărtășesc cu voi acum. Așadar, am o bucată de carton embosată în Big Shot. Îndepărtez și mi-aduc tăvița împreună cu tușiera.
iată, suprafața mea tratată cu adezivul din tușieră. Voi turna praful de embosare. Nu vă faceți griji că el se poate recupera, deci puteți turna din abundență, astfel încât să se acopere toate straturile, să nu uitați de amprente. Să nu rămână amprente. Iată, se poate crea și pozitiv și negativ, se poate da pe toată suprafața și apoi șmirghelui. Pentru acest efect, aceste prafuri care sunt cu granulație mai mare sunt perfecte, sunt ideale. Se observă foarte bine diferența acum între ce este nears și ce este ars, topit. Se observă foarte, foarte clar. Sper să vă placă efectul. Obținut. Este ceva cu totul aparte. O să vă îndrăgostiți în mod categoric de această tehnică. Repet, aceste prafuri diferă ca granulație și calitate. Și se pot aplica pe diverse suporturi, inclusiv pe pânză. Dacă aveți întrebări, vă aștept în grupul nostru de pe Facebook, Scrapbooking din România.
puteți să aderați la grup sau lăsați comentarii pur și simplu în subsolul tutorialului.